În fiecare an, la data de 9 martie, este sărbătoarea Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, una dintre cele mai mari celebrări ale pentru credință. Potrivit tradiției, gospodinele prepară mucenici, iar bărbații consumă 40 sau 44 de pahare de vin. Tradițiile și obiceiurile pentru noroc împânzesc întreaga țară în ziua Sfinților 40 de mucenici. Potrivit calendarului popular, această zi este cunoscută ca ziua de mucenici, simbolizând începutul anului agrar, sărbătorit la hotarul dintre iarnă și vară, dintre zilele friguroase ale dochiei și zilele călduroase ale moșilor. Fiecare an în ziua de 9 martie, prăzduim pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastie, de origine ei erau din Capadocia, dar făceau parte din legiunea 12-a fulminata a armatei romane, care era detașată în părțile de răsărit ale Imperiului, mai precis în această localitate, Sevastia, din Armenia. Facem în cinstea lor acei mucenici, așa mâncare specifică momentului acestuia, mucenici în amintirea celor 40 de, de mucenici. În ziua de 9 martie, în toate comunitățile rurale, era obiceiul de a se scoate plugul la arat. Potrivit tradiției, gospodinele prepară mucenici care pot fi pregătiți ca o prăjitură cu miez de nucă și miere sau una aluat în forma cifrei 8 fiert în apă cu mirodenii și nucă. Mucenicii se împart la rude, vecini sau oameni sărmani, pentru pomenirea celor morți, dar și pentru belșugul viitoarelor recolte. De asemenea, obiceiul de a bea de mucenici 40 sau 44 de pahare de vin la începutul anului, Anului agrar este încă din antichitate. Oamenii credeau că vinul băut de mucenici se transformă de-a lungul anului în sânge și putere de muncă.